La acțiunea intitulată simbolic este și ziua noastră, au participat 15 copii. Cei mai mulți dintre aceștia suferă de sindromul Down. Cei mici s-au distrat de minune în spațiul de joacă, unde au primit de la organizatorii evenimentului dulciuri și jucării. Printre partenerii de joacă s-au numărat mai mulți adolescenți inimoși, elevi în clasa 9C de la Colegiul Economic Dimitrie Cantemir din Suceava, coordonați de profesor diriginte Daniela Marcu. De ce te afli astăzi aici? Având în vedere că avem în clasă o colegă a cărei surioară are sindrom Down, am hotărât împreună cu Colegiul Economic Dimitrie Cantemir și doamna diriginte Marcu Daniela să le oferim o zi specială copiilor cu sindromul Down la parcul de joacă. Copiii nu au venit singuri la petrecere, ci au fost însoțiți de părinți. Tuturor mămicilor le mulțumesc eu că au fost alături de mine pentru organizarea acestei zile, având în vedere că concepția noastră în general a românilor este una care lasă de dorit și multe dintre mămici se ascund, le este rușine cu copiilor. Și acestea sunt câteva din mămicile care nu le este rușine să iasă la lumină, să arate că copilul lor este la fel ca unul normal, nu este diferit cu absolut nimic. Petrecerea copiilor care suferă de sindromul Down a fost organizată de Asociația Contraste Suceava în parteneriat cu Asociația SEVA și Televiziunea Intermedia Suceava. La mulți ani pentru toți copiii din lumea aceasta, ne aflăm la un loc de joacă, unde împreună cu Asociația Contraste, cu Televiziunea Intermedia și cu Asociația Părinților cu Copii cu Sindrom Down, ne-am adunat să-i sărbătorim pe cei mici. Am venit cu dulciuri, cu fructe, cu cadouri, ne jucăm împreună 2 ore, pentru că și ei sunt copiii noștri și trebuie să avem grijă de ei. Ne-am gândit că putem să le oferim ceva frumos pentru ziua de astăzi. Acțiunea se intitulează simbolic, este și ziua noastră. Este un mesaj transmis, dacă se poate spune așa, tuturor celor care ne înconjoară și ne privesc, de societăți în general. Suntem mulțumiți că vedem fericire pe chipurile acestor copii. Mulțumim tuturor partenerilor, pentru că nu numai Contraste este inițiatorul acestei acțiuni. Mulțumim tuturor partenerilor care au înțeles că este nevoie de toți pentru acești copilași. Printre sponsorii acțiunii s-a numărat și Nestlé Suceava.